Drăgălășenie în Parcul Național Retezat. Camerele de monitorizare faună, amplasate în mai multe zone din tărâmul cu ochi albaștri, își dovedesc încă o dată eficiența. Un pui de cerb a fost filmat în timp ce se juca și se bălăcea de zor într-un ochi de apă. Joacă și bălăceală într-un video surprins cu ajutorul camerelor de monitorizare amplasate de către rangerii noștri în Parcul Național Retezat. Un vițel demonstrează încă o dată că natura, prin firea ei sălbatică, este sublimă. Mulțumim colegilor noștri din cadrul administrației Parcului Național Retezat, care amplasează camerele de monitorizare faună în teren. Parcul Național Retezat adăpostește o faună deosebit de bogată, atât în ceea ce privește numărul de specii, cât și numărul mare de exemplare care alcătuiesc populațiile acestor specii, au transmis reprezentanții Parcului Național Retezat. Parcul Național Retezat este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Rom Silva.